Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși, ajunge zilei necazul ei. Amin să luăm loc. Vreau să vă spun că sunt impresionat de numărul dumneavoastră, chiar destul de frumos în casa Domnului, într-o seară când n-aveți adunare. Sigur, cred că unii n-au fost nici aseară, nici în seara asta, nu știu dacă vor veni mâine, dar e treaba lor. Dar Dumnezeu să ne binecuvânteze pe cei ce suntem prezenți. Amin. Știți că acum noi suntem în casa de rugăciune. Dar în casa de rugăciune toți facem o slujbă, toți. Nu numai cel și cântă și predică sau și proroșește. Toți facem o slujbă. Și să spunem că acum eu fac o slujbă, vestesc cuvântul. Iar dumneavoastră faceți o slujbă că ascultați cuvântul. Și în privința aceasta spune în Luca, Evanghelistul Luca la capitolul 8, versetul 18, și luați dar bine seama la felul cum ascultați. Că celui ce are se va da și celui ce n-are se va lua și ce îi se pare că are. Deci eu văd în asta o responsabilitate în ascultarea cuvântului. Dacă predicatorul are o responsabilitate în vestirea cuvântului, câteodată îl vedeți că transpiră tot și nu e așa de cald în biserică, el se concentrează, acolo are o responsabilitate, dorește să facă din partea Domnului și El a pus Domnul să facă și dorește ca și oamenii să fie într-un fel mulțumiți, să simtă că Dumnezeu lucrează și că Dumnezeu l-a pus la cei și a făcut El acolo. Este o responsabilitate și din partea celor care ascultă. Luați dar bine seama la felul cum ascultați. Că celui ce are îi se va da și celui ce n-are îi se va lua și cei și îi se pare că are. Deci poți câștiga dacă ai ceva, sau poți pierde tot. Și dacă tot ești la adunare, și dacă tot ești în casa Domnului, și dacă tot ai părăsit lucrul tău mai devreme, și dacă tot ai avut intenția bună să vii la cu frații la oaltă, haideți să fim și cel mai atenți. Amin. Dumnezeu ne vorbește prin cuvânt. Are Dumnezeu mai multe metode prin care să ne vorbească. Dar ne vorbește și prin cuvânt. Vedeți? Sunt unele metode care nu ne plac. Spune în Iov 33, și prin durere este mustrat omul în curcușul lui, când o luptă necurmată îi frământă oasele. Un mod de a vorbi al lui Dumnezeu cu oamenii. Cu unii vorbește așa, prin durere. Și prin durere este mustrat omul în curcușul lui, când o luptă necurmată îi frământă oasele. Așa este un mod de a vorbi mai greu de suportat pentru noi. Dar așa, în băieți așa bune, cu atmosferă așa frumoasă, cu o fanfară așa de frumoasă, cu frați așa de buni, e bine să fim atenți la ascultare. Amin. Hai deschidem puțin cuvântul Domnului, eu altceva de fapt vreau să vorbesc, dar am să vorbesc despre lucrurile care noi trebuie să le căutăm și despre lucrurile care nu trebuie să le căutăm. Și de multe ori noi facem invers. Căutăm lucrurile care nu trebuie să le căutăm și nu le căutăm pe cele care trebuie să le căutăm. Și vom vedea din cuvântul Evangheliei. Deschidem puțin la cartea lui Iacov, la capitolul 1, la versetul 19. La versetul 22 întâi. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri. Deci, vedem, avem o mare responsabilitate. Luați bine seama la felul cum ascultați și apoi, după ce l-a ascultat, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri. Tu când asculți cuvântul și mai ales când îl împlinești, tu pentru tine îl împlinești. În dreptul tău se scrie cartea aceea din Maleah. În Maleah acolo spune o carte de aducere a minte s-a scris pentru tot ce se tem de Domnul și cinstesc numele Lui. În dreptul tău se scrie lucrul acesta.
Nu în dreptul altuia, nici a responsabilului de biserică măcar. Și în dreptul tău se scrie. Așa cât de mic ești, cât de neînsemnat te crezi, ești copilul lui Dumnezeu, este o cântare, ai valoare ochii lui Dumnezeu, și ai valoare ochii lui Dumnezeu, sigur ai, pentru că ai fost plătit cu sângele Domnului Iisus Hristos. Amin. Și de aceea luați bine seama la felul cum ascultați, și aici cuvântul Domnului spune, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri. Știți că sunt oameni care țin minte predica până ies afară din biserică. Sunt unii care nu știu nici atât. Când vorbesc în timpul adunării, eu am făcut o dată așa, poate fac și în seara asta. M-am oprit și am spus, tu spune ce am vorbit acum. Ce am spus acum? N-a știut. Eu am curaj. De asta e bine să fim atenți. Amin. Și vreau să vă spun, frați și surori, noi avem mult de câștigat dacă trăim după rânduieli. Și avem de pierdut tot dacă trăim după ureche, după cum vrem noi așa. Unii țin minte predica până afară, alții cuvântul Domnului, că asta e important, nu chiar predica în sine, că unul are anumite, o face într-un fel, altul în alt fel, ca un bucătar care face mâncare. Și unul face un pic mai sărat, altul mai piparat, altul mai bun, altul mai acru, nu știu. Dar vreau să vă spun, cuvântul trebuie ținut minte. Și e trist, mai stai două ore în casă de rugăciune și nu știi ce s-a citit primul verset, primul cuvânt la timpul de rugăciune. Aici noi știm, nu? Ce s-a citit, nu? Știi, frate, care a citit? Sau unii țin minte până acasă. Merg acasă și întreabă și el ce a rămas acasă. Ori prorocul bătrân din Împărați 13, care a trimis băieții la adunare și l-a stat acasă, moftorosul și ăla care nu-i plășea nimic, ci în adunare și de fapt când a proroșit, l-a mințit pe ăla întâi și după aceea a proroșit bine. Și ori soția, soțul, cine a rămas acasă cu copiii? Băi, cum a fost la adunare? Frumos! Cine a predicat? Cu tare și cu tare și cu tare. Dar de ce a vorbit? De unde a vorbit? Acolo parte mai greu de vorbit. Dar nouă în seara asta Biblia ne spune, luați dar bine seama la felul cum ascultați. Celui ce are se va da și celui ce n-are se-l va lua și ei și se pare că are. Iar în cartea Apocalipsei, la toate cele șapte biserici, le spune să asculte ce zice bisericilor Duhul. Cine are urechi să asculte, spune acolo ce zice bisericilor Duhul. Măriți să fie Domnul. Amin. Dragii mei, spuneam că sunt anumite lucruri în viața noastră care Dumnezeu ne le arată prin Sfânta Scriptură că trebuie căutate și căutate cu prioritate și căutate cu interes și căutate așa cum ar vrea Dumnezeu din punctul Lui de vedere să le căutăm. Și sunt lucruri care Biblia spune chiar să nu faceți lucrul acesta. Să nu. Să nu mănânci din mijlocul pomului din grădină, pomului din mijlocul grădinii. Să nu mănânci. Să nu faci. Să nu furi, să nu prea curvești, să nu spui minciuni, să nu. Spune acolo cuvântul Domnului, să nu. Și uitați-vă, noi câteodată trecem, în loc să mergem la cei ce vrea Dumnezeu să facem, să facem, să căutăm și să facem, noi mergem la celelalte lucruri care spune Domnul să nu le facem. Uitați-vă în versetul acesta. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Știți că am amintit fratele Dragoș aseară un pic din versetul acesta și n-am să amintesc cuvintele care le-a amintit el. Dar vreau să vă spun, există o ordine a priorităților în viața noastră. Și ordinea aceasta a priorităților este pusă de Domnul Iisus Hristos. Căutați mai întâi împărăția și neprihănirea, că celelalte vi le dau pe deasupra. Ați întâlnit frați sau surori care, dacă îi spui, măi, n-ai fost la biserică, n-am timp. Măi, nu vii la repetiție de cor, n-am timp. N-ai fost la fanfară, n-am timp. Și n-are timp, parcă ar avea el timp în buzunar, parcă timpul ar avea la face el,
Și în loc să dea Domnului floarea făinii, și în loc să facă pentru Dumnezeu ce trebuie făcut, Biblia spune aici ordinea valorilor, căutați mai întâi împărăția și neprihănirea și celelalte lucruri le va da pe deasupra. Știți că aici este ca un contract făcut între om și Dumnezeu. Dacă voi căutați împărăția și neprihănirea, eu vă dau pâinea, sănătatea, locuința, toate celelalte care aveți voi nevoie. Dar uitați-vă, noi inversăm. Mergem să căutăm repede pâinea, parcă am mâncat două pâini la o masă, mergem să căutăm, eu știu, altceva și mai puțin pe Domnul, care nu că a spus prin Duhul Sfânt numai în seara asta, dar spune prin cuvânt, când sunt doi sau trei adunați în numele meu, eu sunt în mijlocul lor, lăudați să fie Domnul. Amin. 1 Tesaloniceni, capitolul 3, parcă cu versetul 1, cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră împreună cu El, la oaltă cu El. Asta ne arată că strângerea noastră e și la oaltă cu El. Și uitați-vă că unii din noi ignorăm lucrul acesta. Trecem peste ce este scris, ne vedem de treburile noastre și apoi ne aducem aminte și de Dumnezeu. În ziua, în Numeri, ne arată acolo cuvântul Domnului de un caz că un om a ieșit în ziua sabatului să strângă lemne pe câmp. A ieșit sâmbătă strângă lemne. L-au văzut alții, au venit la Moise și spus, Moise, cu tare strânge lemne pe câmp. L-au adus la Moise, Moise n-a știut ce să răspundă. Dar Biblia spune că Moise s-a dus la Domnul. S-a dus la Domnul. Și Domnul știți ce a zis? Să fie omorât cu pietre. Să fie ușit. Știți că e mare păcat să te duci în Armaroc duminica? Sau când, când alții se roagă aici, să te duci, eu știu, să-ți faci treburile tale? Te-ai gândit la lucrul acesta? Crezi că degeaba vorbește cuvântul Domnului? Crezi că degeaba trimite Domnul oameni care să vorbească aceste lucruri? Crezi că Dumnezeu vorbește degeaba? Dumnezeu te iubește și eu aseară aminteam din Timotei că Scriptura e suflată de Dumnezeu ca să învețe, apoi să mustre, pe urmă să îndrepte. Știți cum îndrept ceva? Dacă vrei să îndrept un stâlp așa, dai cu bărdița pe el și îl îndrept cum trebuie, știți? Să îndrepte. De ce să ajungi la îndreptare dacă poți să fii din prima învățat și să faci cum trebuie cuvântul, lucrarea lui Dumnezeu? Dumnezeu să ne ajute. Amin. Aș vrea să mai deschidem puțin Sfânta Scriptură în Faptele Apostolilor, în capitolul 17. Aici iarăși găsim o căutare. Eu nu o să țin mult în seara aceasta, pentru că am vrut ca fratele Dragoș să vorbească primul. El a aranjat cu frații, l-am gândit după aia, schimbă, n-am vrut. Și eu, ca el să aibă un timp larg, așa. La versetul 26. Spune așa cuvântul. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur. Să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor. Ca ei să caute pe Dumnezeu. Cuvântul căutați, caută. Ca ei să caute pe Dumnezeu. Și să se silească, să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Dragii mei, prioritatea e să-L cauți pe Dumnezeu. Dacă chiar ești aici și nu ești pocăit, caută-L pe Dumnezeu întâi. Dacă L-ai pe Dumnezeu, ai de toate. Dacă nu L-ai pe Dumnezeu, ai pierdut tot. Unii în vremea Domnului Iisus căutau să-L facă pe Domnul împărat. Și Domnul i-a spus, voi mă căutați nu pentru că ați văzut minuni sau semne. Mă căutați pentru că ați mâncat din pâine. Și erau așa oameni care aveau siguranță, măi, dacă ăsta e cu noi, avem pâine. Și apoi alții că au fost vindecați. Dacă ăsta e cu noi, suntem vindecați. Hai să-L căutăm pe Dumnezeu așa, cu interesul de a-L găsi pe Dumnezeu. De a-L avea ca prieten, că Biblia spune în Iov, capitolul 22, împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace. Împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace, spune cuvântul Domnului. Hai să-L căutăm pe Dumnezeu. Amin. Dumnezeu a pus anumite vremi, a așezat anumite hotare locuinței oamenilor, ca oamenii să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind.
Este strigarea făcută. Hai, deschidem puțin la Isaia, capitolul 55. Spune cuvântul Domnului. Versul 6. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Să se lasă și rău de calea Lui, omul nelegiuit de gândurile Lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de El. Să se întoarcă la Domnul care va avea milă de El, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Vedeți ce ne îndeamnă prorocul Isaia? Să căutăm pe Domnul. Câtă vreme se poate găsi. Eu aici mi-a rămas mintea la două cuvinte din fragment, din textul acesta, din versetul acesta. Să se lase omul nelegiuit de gândurile lui. Avem gânduri nelegiuite? Este cineva care i-a trecut prin gând lucruri nelegiuite? Nu-i nimeni. Slavă Domnului. O biserică curată. Știți că dacă avem gânduri nelegiuite, spune să se lasă și el nelegiuit de gândurile lui. Și iată că nu suntem legiuiți, suntem nelegiuiți. Dar spune cuvântul Domnului, așa cum am spus aici, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Azi trebuie să-L găsești. Azi caută-L pe Dumnezeu. Mâine nu-i ziua noastră. Domnul ne spune să-L căutăm astăzi. Și dacă azi îl căutăm, azi îl putem găsi. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Haideți să deschidem puțin la cartea prorofetului Osea, la capitolul 6, spune aici cuvântul Domnului, să cunoaștem, să căutăm, să cunoaștem pe Domnul. La capitolul 6, versul 3. Să cunoaștem, să căutăm, să cunoaștem pe Domnul. Fraților, în cunoașterea aceasta a Domnului avem mult de mers. Nu vreau să ne simțim saturați, cum spunea Duhul Sfânt de adineaori. Trebuie să ne simțim datori, că am mers tare puțin în cunoașterea Domnului. În Ezechiel 47, acolo s-a făcut măsurătoarea care apei care ieșea de sub pragul casei lui Dumnezeu. A mers îngerul înaintea lui Ezechiel cu 1000 de coți. A măsurat și apa aceasta era până la glezne. A măsurat din nou, a mers 1000 de coți înainte. Iarăși. Spune cuvântul că apa a ajuns până la genunchi. A mai măsurat 1000 de coți. Apa a ajuns până la șolduri. Și a mai măsurat 1000 de coți. Și apa era un râu puternic care nu se putea trece. Avem nevoie de cunoaștere, de cunoașterea lui Dumnezeu. În vederea aceasta, Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 39, spune acolo, cercetați Scripturile, socotind că în ele vezi viața veșnică. Și tocmai ele mărturisesc despre Domnul Iisus. Cercetăm Scripturile. Asta nu înseamnă citit odată. Sau citit ca pe o poezie. Asta înseamnă cercetat. Dar Biblia mai spune ceva în direcția aceasta. Biblia mai spune cuvânt în direcția aceasta, în Coloseni 3 cu 12-13, acolo spune cuvântul lui Hristos. Să locuiască din belșug în noi, în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu cântări de laudă, cântări duhovnicești, cum spunea cuvântul Domnului acolo, cu psalm, să ne învățăm unii pe alții. Și cuvântul trebuie să aibă locuință în noi, să locuiască în noi. Știți că noi pățim câte ceva câteodată în viața de toate zilele. Unii din noi, poate că unii știu bine ce fac. Dar unii spun, scapă câte o vorbă, știți? Care nu-i seamănă cu noi creștini. Și spune, o, am scăpat-o. Știi de unde e scăpat-o? Din prea plină dinăuntru. Numai de asta. Că dacă ai vei psalm, ai scoate psalm. Ai scoate psalm. Dacă ai vei cântări, ai scoate cântări.
Dar pentru că nu ai acestea și ești gol. Biblia spune acolo în cartea Apocalipsei foarte grav, ticălos, nenoroșit. Sărac, orb și gol. Ești gol. Și pentru că ești gol, scapi de astea așa. Glume care nu plac, care nu trebuie să fie în gura noastră. Cuvinte porcoase, cuvinte fără rost, așa cum spune acolo, goale. Alte și alte basme băbești, cum spune acolo cuvântul Domnului. Alte și alte lucruri. Și așa asta numai pentru că suntem goi. Pentru că nu avem ce trebuie în noi. Domnul să ne umple cu ce trebuie. Amin. Domnul să ne umple cu Duhul Sfânt. Amin. Domnul să ne umple inima cu cuvântul Domnului. Dacă Domnul să ne umple inima cu cuvânt, noi trebuie să cercetăm. Să cercetăm Scripturile. Pentru tineri, Psalmul 119 spune acolo, strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Unii spun așa, dar nu cunosc, frate, nu, eu nu țin minte. Nu țin minte, frate, ce să fac? Am știut în Biblia, nu țin minte, nu țin minte. Măi, dar cum învățai tu poziții la școală? Cum învățai tu celelalte lecții? Istoria. Cum înveți? Dar altceva. Te pun la probă. Îți fac un rău. Îți fac un rău. Și vezi la anul când mă vezi, îți aduce aminte iar de mine, și necaz pe mine, la celălalt an, dacă mai trec vreodată, până îmbătrânesc ții minte rău asta. Crezi că chiar nu cunoști și nu poți să ții minte psalmii? Dar ai încercat să înveți un psalm pe de rost? Să dai duminică un bilet aici, frate, am un psalm. Să vezi cu câtă dragoste, frate, te pun la un psalm. Să vezi psalmul 1, psalmul 15, 23, 30, 2, toate psalmii, 32, eu știu alte și alte psalmi care sunt. Dacă vrei să înveți, să înveți. Citește-l de 10 ori. Dacă nu prinzi odată, două ori, de trei ori. Dar Biblia spune, strâng cuvântul tău. Și eu doresc în seara aceasta Dumnezeu să ne ajute să facem lucrul acesta. Spune aici și în Isaia, în Osea, să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, că și El se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie. Ca o ploaie de primăvară care udă pământ. Domnul vine la noi dacă noi căutăm să cunoaștem. Dacă nu căutăm să cunoaștem, cum să vină Domnul la noi? Haideți să căutăm cunoașterea aceasta lui Dumnezeu. Și sigur că Dumnezeu va veni la noi. Hai deschidem la o altă cunoaștere. La Evanghelia după Matei, la capitolul 5. Găsim o altă cunoaștere, o căutare aici. Găsim o altă căutare. 5 cu 25. Caută. De te împacă de grab cu pârâșul tău. Câtă vreme ești cu el pe cale, pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnișierului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti și el de urmă bănuți. Vedeți o altă căutare importantă? Caută și te împacă de grab cu pârâșul. Ai avut o discuție cu cineva. Cu soția, cu soțul, cu copiii, știu, cu părinții, cu colegi de muncă, cu vecinii. Ai avut o discuție. Și ai avut-o când ai fost vegheator, nu că ai fost bun. Biblia spune, caută și împacă-te de grab. Vedeți ce căutare cu prioritate? Vedeți căutare cu prioritate? Caută-L pe Dumnezeu. Caută să cunoști legile lui Dumnezeu. Caută să te împaci cu pârâșul tău. Legi importante. Legi importante. Spune cuvântul Domnului, caută-te, te împacă de grab cu pârâșul tău, câtă vreme tu ești cu el pe cale. În mâine s-ar putea să nu fie, nu fiți amândoi pe cale. Unul un pic, moare, nu mai sunteți amândoi. Unii vă împăcați. La poarta aceea din veșnicii, târziu atunci. Hai să ne împăcăm acum. Să n-apună soarele peste... Eu nu știu dacă am întrebat asta. Este cineva care a pus soarelui, a pus soarele peste mânia lui vreodată? Certat așa, s-a culcat? Certat cu nevasta? S-a certat cu altcineva? Nu-i niciunul. Slavă Domnului! Biserica Sfinților, cum spune Apostolul Petru, frați sfinți. Dar dacă este vă unul, sau sunt vă 30, sau vă 50,
Hai să ne pocăim. Căutăm de grab pocăința. Căutăm de grab pe Dumnezeu. Fraților, în primul rând eu trebuie să trăiesc ce spun. Și când spun ceva din viața mea, spun adevărat. Și poate că unor nu le vine a crede. Am peste 40 de ani de căsătorie și m-am mai discutat cu nevastă, poate ne-am și iertat. Dar nu cred că am avut jumătate de oră să nu vorbesc cu nevastă. Nu cred că vreodată am avut jumătate de oră să nu vorbesc. Iar fi vrut să nu vorbesc. Dar eu nu o lăsam în pași și nu vorbesc. Caută din pacului de grab cu părâșul tău. Așa spune cuvântul Domnului. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Cred că în seara asta și zilele astea care urmează va fi o împăcare grozavă. Unii se vor îndrepta, unii se vor îndrepta și sigur că Dumnezeu va lucra în așa fel încât cuvântul să se împlinească. Amin. Aș vrea să arăt, haideți să mai căutăm o căutare, este în Psalmul 34 cu versetul 14. Caută pașa pe partea a doua și aleargă după ea. Căutarea pășii. Trebuie să cauți pașa. Tu trebuie să o cauți. El poate, nu-i vegheator, caută război, caută tu întinul prileri de ceară. Dar tu trebuie să cauți continuu pașa. Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Tu ești copilul Domnului care cauți pașa. Caută pașa și ea în continuu. Aleargă după ea. Aleargă, silește-te ca să ai pașa și ea, să o păstrezi în continuare. În Efeseni 4 cu 3 spune acolo, căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Și așa asta e o căutare. Să caut să păstrez unirea Duhului prin legătura păcii. Vezi cât de rar sunt oamenii care se pot uni? Vezi cât de rar că spune acolo, dacă doi se vor uni pe pământ. Eu când eram copil, mă uitam la adunare de satul nostru, unde am fost crescut, și mă gândeam, cum scrie aici Biblia 2, dacă se vor uni? Dar ăștia pe bancă din față, ăștia când se unesc toți. Nu era așa. Acum ei nu mai sunt, nu m-am mai avut. Am auzit că ați dat pe internet. Dar ei nu m-am avut, că-s plecat în veșnicie. Dar nu era așa. Mai târziu am realizat cât de greu este să faci o unitate și mult mai greu să o și păstrezi. Când vezi că Domnul lucrează, când spune doi se vor uni pe pământ, vor cere un lucru, le va fi dat. Când Domnul vă dă la rugăciune lucrul acesta, merită să păstrezi unitate și ei cu tot de adinsul. Să fii atent să păstrezi. Și sunt lucruri care nu trebuie căutate. Câteva dăm la Evanghelia după Luca, capitolul 12, versetul 29. Aici spune așa, să nu căutați. Să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea și să nu vă frământați mintea. Căci toate aceste lucruri neamurile lumii le caută, Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Uitați-vă, sunt lucruri care trebuie să nu le căutăm. Nu le inversăm noi cumva așa. Biblia spune aici să nu căutăm ce vom mânca sau ce vom bea și să nu ne frământăm mintea. Nu cumva le inversăm noi? Dacă îți frămânți mintea când ești obosit de atâta frământare a minții acasă, când te întorci pe o parte, pe alta, a patul tău, parcă n-ai avea Dumnezeu, parcă n-ai avea Tată, parcă s-ar termina toate acolo. Acolo diavolul își face lucrare, te frământă bine, că n-ai fost pocăit, că n-ai fost aproape de Domnul, că nu ești tare în credință, că nu ți-ai luat scutul credinței. Când ți-a luat coiful mântuirii, să-i zbească săgeții în coif și să pleci de acolo. Uitați-vă, sunt atâtea lucruri care trebuie să sunt împlinite, frate și surori. Și așa de simplu de clasa întâi. De simplu de clasa întâi. Și aici spune să nu căutați. Mai găsim una o căutare, o necăutare de asta în Deuteronom. Sunt multe. La capitolul 1, versetul 17. Spune aici cuvântul Domnului așa. Să nu căutați la fața oamenilor, în judecățile voastre. S-a ascultat pe cel mic ca și pe cel mare, să nu vă temeți de nimeni, căci Dumnezeu e Cel ce face dreptate. Și când veți
găsi o pricină prea grea, s-o aduceți la